Plata burselor în anul școlar 2023-2024 a fost simplificată și banii vor fi virați din bugetul Ministerului Educației către școli prin inspectoratele școlare, fără implicarea consiliilor locale, cum era până acum. Ultima zi pentru depunerea dosarelor este oficial vineri 6 octombrie, însă unele școli au termene diferite, 29 septembrie sau 4 octombrie. Prima plată a burselor din acest an școlar se va face pe 15 noiembrie pentru lunile septembrie și octombrie. Edupedu.ro a semnalat în noiembrie 2022 faptul că banii de burse nu ajungeau la elevi la timp din cauza unui mecanism birocratic care implica și autoritățile locale în traseul banilor. Soluția propusă a fost alocarea directă a banilor la școli, pentru că este vorba despre un cuantum minim garantat plătit de bugetul de stat și ar asigura plata la timp și onorarea drepturilor elevilor garantate prin lege. Și în Baia Mare încă sunt întârzieri la plata burselor. Sportivii Asociației Club Sportiv Gold Stars Baia Mare au participat la campionatul internațional de înot Masters in Memoriam Dr. Renko Laszlo. Competiția a avut loc în perioada 16-17 septembrie la Debrecen, Ungaria. Înotătorii clubului băimărean au cucerit 15 medalii, dintre care 8 de aur, 6 de argint și una de bronz. Deleana Kovac a obținut locul întâi la categoria 45-49 de ani, la 100 metri spate, 50 metri spate și 200 metri spate. Bogdan Nicule, locul întâi la categoria 45-49 de ani, la 200 metri liber și 200 metri bras, și Liviu Bursuc, la categoria 30-34 de ani, locul întâi, 200 metri spate, 100 metri spate și 50 metri spate. Meteorologia anunță că sfârșitul lunii septembrie și prima parte a lunii octombrie vin cu temperaturi plăcute, în general mai mari decât cele normale pentru această perioadă din an. După câteva zile mai mohorâte cu ceva ploi, se anunță zile călduroase, cu temperaturi care aduc mai degrabă cu zilele de vară. Începând de astăzi, avem parte de o încălzire în majoritatea zonelor țării, iar până pe 25 septembrie, valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în toată țara, îndeosebi în regiunile vestice și nordice, inclusiv Maramureș. Până pe 2 octombrie, valorile termice vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă la nivelul întregii țări.